Dragi telespectatori, vă salut! Vitamina A, denumită și vitamina antixeroftalmică, este un element de importanță majoră pentru organismul uman, datorită implicării sale în procesul de vedere. Cu siguranță, nu odată ați auzit de la părinți sau bunei că ar trebui să mâncăm morcovi ca să vedem mai bine. Cât adevăr se ascunde în spatele acestei afirmații, ce alte produse, în afară de morcov, conțin vitamina A și în ce cantitate ar trebui să le consumăm, aflăm în continuare de la doamna dr. Cornelia Ceban, medic oftalmolog de specialitate. Există un set de vitamine care sunt foarte importante în procesul de vedere, în procesul de formare a unui flux și o reacție la o lumină adecvată. Deci este foarte bine cunoscută vitamina A, care participă nemijlocit în formarea răspunsului retinii la fluxul de lumină. Deci el constă în actul important al vederii, și anume perceperea culorii, perceperea unei lumini foarte bine concentrate în centrul retinii, și anume în maculă, unde sunt concentrate conurile noastre, și nemijlocit substanța care se conține în conuri este iodopsina, care este foarte importantă în actul vizual. Deci vitamina A este unul din mediatorii acestei substanțe și participă în actul vizual nemijlocit. Iată, se spune că e foarte important pentru vederea nocturnă. Vedem noi noaptea. Exact, da. Deci vederea nocturnă, deci este generată mai mult de bastonaș, deci de partea periferică a retinii, și posibilitatea noastră de a ne adapta mai rapid de la lumină foarte puternică la întuneric. Deci dacă este mai mult de 30 de secunde procesul ăsta de adaptare și apar senzații de iritare la lumină, usturime în ochi, deci se pune o întrebare dacă nu avem suficient vitamina A în organism și nu este nevoie să ne gândim la un rațion mai sofisticat, mai adăugător cu vitamina A inclusiv. Este bine cunoscut faptul că se conține foarte mult în morcov, dar nu numai, deci morcovul nu este un aliment super tare la poziția de vitamina A. Există mai multe suplimente alimentare inclusiv, dar se conține la fel în pătrunjel, în multe legume de culoare galbenă, deci bostan, papaya, fructe, deci ca idee, foarte mult în batată, deci cartoful ăsta dulce care este acum în vânzare și în Moldova. Ca idee, nu este doar morcovul. La fel sunt și niște adausuri la mâncare, așa ca șafranul, ca curcuma, care la fel au un nivel crescut de vitamina A. Dar să știm că adausul ăsta alimentar nu trebuie să fie exagerat. Deci trebuie să fie limitat, trebuie să fie exact necesar, strict necesar pentru o zi la fiecare persoană în parte, deci în gramaj este în micrograme ca atare, deci până la 400 de micrograme la persoane maturi. Vitamina A putem lua anul împrejur, sigur că cu preponderență de dorit în perioadele rece ale anului, când mai puține fructe și legume există și le putem folosi în mod natural. Atunci adăugăm în vitamina A ca complex de vitamine, deci nu separat, ea poate fi în complex cu vitamina C, cu deci, adausuri și microelemente adăugătoare, așa ca seleniu, cupru, zinc, care la fel îmbunătățesc procesul de a vedea, de a percepe lumina foarte bine, inclusiv și pe perioada de întuneric. Dragilor, rețineți, cea mai bună metodă pentru a preveni o deficiență de vitamina A este o dietă echilibrată din care să nu lipsească ficatul, lactatele, fructele și legumele verzi și galbene sau portocalii. Final de rubrică, sănătate și numai bine vă doresc!